Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Eu sunt Bogdan și voi urmăriți canalul Viața la Țară. Dacă nu sunteți abonați, vă invit și vă rog, dacă doriți și vă place ceea ce veți vedea, să vă abonați pe canal. Este gratuit, să apăsați pe butonul de subscribe. Nu vă costă nimic. Dacă pe viitor nu o să vă placă, vă puteți dezamora fără nicio problemă. Și bineînțeles, nu uitați și de clopoțel. Dacă îl activați, este foarte important să puteți primi notificările atunci când trebuie. Și pe lângă aceasta, vă invit să dați un like paginii mele de Facebook pe care o aveți în descriere sau în primul comentariu. Pagina se numește Păsări de Rasă BH. O găsiți în descriere de asemenea. Astăzi voi face un update la păsări, puțin așa, pentru că, mamă, deci s-au pus toate pe cotcodăcit. Înțeleg că vrei la ouat, stă la rând și de asta cotcodăcește. Aloha! Da, îmi pare rău de zgomot, dar asta este, suntem la găini, avem ce să facem. Astăzi m-am pus să le fac curățenie. Vreau să fac și o dezinfecție pentru că urmează să scot puișorii. A doua serie de pui îi voi băga în acest spațiu. Vreau să fac niște mici modificări la plasă pentru că n-am pui mici și aceștia mai ar fi șansa să intre prin ochiurile acestea, cel puțin prima perioadă. Și vreau să pun plasă dintre aceea verde de umbrire. O să pun, nu știu, jumătate de metru, un metru înălțime, n-are importanță, peste tot plasă, adică pe laterale, pe aici, să nu aibă vreo treabă cu celelalte. Și după care, adică prima dată o să dau cu clor, pe aici o să dezinfectez, nu doar aici, și pe la celelalte. Ia uite, le-am pus mâncărică și uite ce nu-mi place când fac asta, deci jumătate au dat-o pe jos. Da, Nicolas? Deci jumate au dat-o pe jos acum. În momentul în care le pui multă, așa, încep să o amestece, să o zăpăcească, să o scurme și nu-mi place treaba asta. Trebuie să văd o altă modalitate de hrănitori. Bine, am văzut ceva foarte fain la Agroland și sper pe viitor să achiziționez dintre alea în care nu mai au cum să dea să o risipească. Uite, și ăla la fel acolo. Da, deci le-am făcut full-ul de mâncare și efectiv au risipit-o. Și ajutorul meu, cel mai mare, Nicolas. Da. Asta e chip din urma mea. Da. Urmează deci să dezinfectez, să pun plasă, după care voi mai lăsa puțin aici spațiu liber să se aerisească. O să aduc talaj curat. Alea sunt o falsă, tati. Le-am lăsat aici pentru că au fost cele de ceabu. Și după cum vedeți, nu le mai am aici. Le-am mutat în altă parte. Acum. Pentru a aduce... Acolo e mătase japoneză, tati, nu-i ceabu. Mătase japoneză, aici avem Hamburg, la datorie, foarte bune outoare. Focusul. Avem aici găinușele. După cum bine se știe. Da, o să revin cu un update mai târziu. Scurt update. Am mai făcut niște modificări pe care... Acum mă gândesc de ce nu le-am făcut de mai mult timp, pentru că ar fi fost mult mai bine. În primul rând pentru cocoși să nu se mai bată. Chiar am mai văzut așa la alte persoane, la alte crescătorii, pe la oameni, dar uite că nu mi-a trecut prin cap. Asta este. În timp. Ce ai găsit un ou? Unde ai găsit un ou? În mână, ia să-l văd. Ia să văd tu, ce ou ai găsit? Ia arată-mi. Ia arată-mi-l, te rog. E din plastic. Ai, din plastic. E ou de plastic. E și roz, a? Cu desene. A, ia uzi. Ai glume în plan, a? Da. Piticele ceapul le-am băgat aici. Stau foarte bine. Am o rață mandarin care stă cloșcă. Și cealaltă care încă n-a început să ouă și sper să ouă în curând. Și nu înțeleg de ce, pentru că perechea era deja formată, gen pereche de anul trecut. Iar celelalte, adică cea care mi-a ouat, e rață tânără. Deci asta care a ouat e rață tânără, are 13 ouă. Aia are 2 ani și rățuie la fel. Adică nu sunt bătrâne, dar nu au ouat încă. Au un cuibar liber în partea cealaltă. Sper să ouă.
Iar pe cele ceabu poate vă să o pe sus, nu știu, să vedem. Da, ca idee. După cum spuneam, am luat 3 ouă. Acum am luat 3 ouă de la Hamburg. N-am mai filmat, le-am dus, că na, nu stau continuu cu camera. 3 ouă ușoare, momentan s-ar putea să mai ouă. Că am văzut că mai urca un am cuibar, deci v-am spus 3-4 ouă pe zi de la 5 găinușe, super bine ouă Hamburg. Și am mai pus și o serie la incubat, am mai pus vreo 50 de ouă, că aveam un rând liber jos, celălalt să fie diferență de vreo 10-12 zile între serii, dar nu e nicio problemă. Da, am zis că tot am adunat niște ouă ușoare și am mai pus a patra serie, să zic, cum ar veni eu, să fie nu la distanță mare între ele, în jur la 2 săptămâni, dar o să fie ok. Să scot așa câte 30-40 de puișori pe serie, nu mai scot foarte mulți, dar e perfect, ideal. Și după cum spuneam, am pus și acolo porțiunea, atât am mai avut. Am avut o bucată ceva mai veche, bine, încă e bună, puțin găurită, dar a fost bună. Și am dat-o în două, că ea avea un metru și jumătate, ceva de genul, și am dat-o în două. Am pus acolo porțiune și am închis aici o altă parte. Și de asemenea partea asta. Lasă să se mai zvinte, că am dat cu clor. Așa arată și în partea asta. Va fi perfect pentru că puișorii mici nu mai au acum cum să intre, să iasă pe partea cealaltă, plus că nu va fi șansă să dea mizerie decât bine asta pe dedesubt aici, oricum puțină, dar le pun rumeguș, deci va fi ok. Am una care tot scurmă în cuibar acolo, cred că vrea să ouă. S-a ouat la italiene. Da, și o să mai cumpăr niște clase din trase de umbrire. Să pun și în parte, să nu se mai ciondănească cocoșii, pentru că mereu au obiceiul de a se băga unul în altul în plasă și ba dărâmă apa, ba dau mâncarea pe jos, ba risc să împingă plasa și să o deformeze, că stă urât. Și o să pun și în partea cealaltă și acolo și va fi perfect. Oricum pe viitor aici astea vor fi spații doar pentru pui, pentru tineret sau pentru găinușe de talie mică. Iar tot ce am aici, păsările de talie mare, Wurmwerk, italiană, Hamburg, Labres, din partea cealaltă, le voi muta în noua crescătorie pe care urmează să o construiesc. Aveam un plan să mă apuc zilele acestea, dar spațiul nu-i liber acolo, trebuie să-i liberez. Mai am câteva lemne de cărat și trebuie să mai fac puțin la gar să-l mai aranjez și după care mă apuc, cred că într-o săptămână, să încep construcția. Da, găinușele. Revin cu un mic update. Am băgat puișorii. Și până la urmă nu i-am mai băgat pe aia mici, mă gândeam să bag a doua serie, dar i-am băgat pe ăștia mai mari. Ei, i-am băgat pe cei mai mari, pentru că ăia am zis că mi-ai las măcar o săptămână în maternitate, fiind destul de micuți. Au vreo 10 zile, 12 zile, nici nu mai știu exact. Și ăștia au 2 luni fără 2 zile. Exceptând cei de italiană potârnichie, care au vreo 2 luni și jumătate, cam 2 săptămâni, 2 săptămâni mai mari. Pe ăștia am adus de la Răzvan și pot să vă arăt acum mai bine și puișorii, să-i vedeți. Vă băgați exact în colțul, l-aveți băgat acolo, hai, ti. Văd că a început să picure afară. Am așa, o pereche de italiană potârnichie din altă linie, vor fi pentru matcă, pentru anul următor, trebuie să iau și inele, cocoaș cânti exact în urechea mea, trebuie să iau inele, să inelesc, încă n-am dat comandă de inele. Am aici două puici negre frezate, una neagră, care are 5 degete, dacă nu greșesc. Și are puțină încălțătură, iar cealaltă are și moț, asta 100% e din cocoșul, adică toți din cocoșul Elvis, dar asta, găinușa asta, i-a și moștenit, după cum se poate observa, moțul pe față, ca la Elvis, foarte simpatic și îmi place cum arată.
niște frezate destul de reușite. Și nu mai zic de cocoșel. Ăsta de aici îmi pare a fi cocoșel. Ăsta e cel mai top. O încălțătură foarte mare, super, super frezat. Are și puțin, să zic așa, o tentă de favoriți. O culoare deosebită, așa un gri cenușiu cu pete negre. Observați că are câteva pene. Foarte simpatic. Uite aici, trei frezate. Deci doi cocoși și o găină. S-au nimerit super bine. Perechi. De fapt, familie. O pereche de italiană, după cum am spus. Mai am de italiană, dar am mai mici. Iar pe lângă ăștia mai am acolo o puică de Vorwerk. Din ouăle cumpărate. Și încă un cocoș acolo. Deci să fie din altă linie. O să vreau să formez, sper, pentru anul următor două familii de Vorwerk. Plus că din ce mi-am scos și din ce voi mai scoate în următoarele serii, voi păstra din toate, pentru că am avut ouă de la toate cele patru găini și toate găinile de Vorwerk sunt cumpărate separat, deci în afară de două. Două le-am luat de la același crescător, de la doamna Mirela atunci, dar cocoșul pe altă linie, adus din expoziție direct. Ia uite, frezata asta chiar îmi place, e simpatică. Adică toate. Dar asta e chiar reușită, pot să zic așa. Cea din dreapta mai moțată. Și cocoșelul, după cum se poate vedea. Frumoși. Pe lângă asta mai am încă o pereche. Un cocoșel acolo în spate foarte încălțat, cu niște pinteni superbi și o culoare deosebită se va face. Și lângă el o puică moțată cu 5 degete, o culoare albastră super faină și cu gulerul așa mai deschis la culoare și pe lângă asta are și barbă și moț. Și știu și din ce găină este, pentru că le cam cunosc. Are 5 degete și pielea neagră, albastră, gen e mix cu mătase japoneză. Super deosebită puica. S-au nimerit perechi. O pereche de italian, o pereche de Vorwerk, o pereche de pitice, deci astea. Și 2 cu 1 la frezate. Și pe lângă asta mai am din seria asta unul de ceabu, o puică, dar e cu ceilalți mici, pentru că na, a fost, chiar de a fost scoși odată, în momentul când am scos puișorea cu vreo 12 zile, i-am băgat acolo puiul cu ei, pentru că e mult mai ok. Da. Noaptea nu-i voi lăsa aici, îi mai las încă o săptămână, două, eu, ca să știți, îi adun și îi pun într-o cutie și îi bag în maternitatea de sus, care e liberă seara. Gen. Și cocoșelul ăsta are favoriți aici, nu știu, că se vede, are un fel de bărbiță, așa, ăsta de aici, piticul. Dar nu se vede. Deci, e foarte frumos. Ia uite-l, are un colorit superb și are, așa, o tentativă de favoriți, nu se vede, gușa. Da. Cam ăștia ar fi puișorii. Să vedem. Ați ouat? Așa. Bun. Hai să vă arăt și celelalte serii de pui. La puișorii mari le-am scos folia din față. De acum e mult mai bine. Am lăsat-o doar pe partea aia. Deci în fața o aerisire fără nicio problemă. Oricum era aerisit, că e și pe sus, dar să fie cât mai ok. Am aici și smochine. Deci abia aștept să mănânc smochine, un pomișor atât de mic, dar are câteva smochine, le pot și număra, cred că vreo 15. Și în celălalt de acolo mai sunt câteva și mă bucur foarte tare. Da, piticele aici stau foarte bine. Iar puișorii aceștia au 2 luni și câteva zile, aproape o săptămână, deci au 9 săptămâni, să zic. Hai, stai să închidem după mine. Așa, au 2 luni și o săptămână, e super frumoși, sunt pătrați, unii dintre ei au, dacă o să vă spun, nu o să mă credeți, dar vă pot dovedi la proba cântarului, la fix 8 săptămâni, la 2 luni, am luat unul, pe cel mai mare, eram curioși să vedem ce greutate are, ne gândeam că are undeva la 2 kg și jumătate, până în 3, să zic, nu știu, și am rămas surprinși, cred că chiar ăsta e individul, cred că ăsta ar fi. Avea 3 kg 800 și ceva, aproape de 4 kg și la 2 luni. Acum are, cred că a sărit de 4 kg,
Deci e cât o minge, să nu fie de ochi. E superb, toți sunt. Toți au minim 2 kg și jumătate, 3 lejer. Sunt niște pui extraordinar de frumoși, spătrați. Deci anul ăsta pot să vă zic că se poate sincer că le-a mers foarte bine. Ca niciun an. An de an noi cumpărăm pui albi de la Agroland, dar anul ăsta a fost ca niciodată. Bineînțeles, aceeași hrană am folosit-o. Încă din, am început cu faza 1, după faza 2 am scos odată la 3-4 zile, mereu le-am scos porții, adică 2 cu 1, 3 cu 1, 4 cu 1 și așa mai departe. În momentul de față sunt la 8 cu 1, de mâine le dau 9 cu 1 și le-am scos-o. Gata. Încă 2 zile le mai dau 9 cu 1 și atât. Adică vor fi după pe natural, natural. Oricum furajul este natural, concentrate, na, concentrate furaje, cam tot aia este, speciale, strict de la Agroland. Dar uitați-vă la diferența asta, deci asta să nu fie de ochi. Deci e pătrat, abia mai merge. Și a sărit de 4 kg. A sărit de 4. Oricum ei ajung la 5-6 kg, sunt speciali de carne. Dar la 2 luni și jumătate s-a ajuns să ai pui de 5 kg, unii. Este fenomenal, suntem extrem de încântați. Mai aveți mâncării, că mai aveți, că v-am pus-o dimineață. Da, foarte bună hrănitoarea. Vă repet încă o dată pentru cei care nu știți și găsiți produse pe site-ul Agroland. Hrănitoare, adăpători, toate nebunile ce vă trebuie. Foarte bune, vă recomand și știți că Agroland susține viața la țară și le mulțumesc pentru sponsorizele pe care le-am avut împreună cu ei și mi-au oferit și un cod de reducere, un voucher de 5% reducere dacă folosiți online la orice comandă. Vă reamintesc că puteți să folosiți codul Viața la Țară 05. Când dați o comandă, aveți reducerea de 5% dacă băgați codul Viața la Țară 05. Ce faceți, mă? Mai sunt și înăuntru câțiva. A, uite, cabir acolo. Cocoș și puică de cabir. Foarte frumoși. Ăștia o să-i păstrez de sămânță. Să am așa o mică familie și de cabir. În curând o să fie deja de sacrificat, într-o săptămână, o săptămână jumate, cel târziu, deja o să începem să tăiem din ei și să facem grătărel, să îi băgăm la ladă. Deci și ăla, și ăla, și ăla care a venit, dar majoritatea toți sunt super frumoși. Stai, 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 stai. Voi ce faceți? Mai aveți mâncării, că mai aveți? Ouă foarte bine, toate ouă zilnic, hai să zic. Poate una, două, nu, ouă în fiecare zi, dar iau o medie de 16-18 ouă. Am avut o zi în care am luat 19 și nu știu cum, probabil au luat de două ori, că deja ziua e foarte lungă și se întâmplă ca unele, dacă au hrană foarte bună, să o și de două ori. Și este nemaipomenit, vă dați seama. No, cam așa ar fi pui din seria mare. O să urmeze, după ce îi vom sacrifica pe aceștia, să mai cumpărăm o serie de pui. Și acum, seria mică, a doua serie scoasă la incubator, sus n-am nimic, v-am spus seara îi bag pe aia mai măricei. Și aici avem cealaltă serie de puișori. Am mai avut și câteva pierderi, mai exact au murit cei doi de gât golaș, au murit unul după altul, au auzit diferență, nu înțeleg de ce, dar mai mor. Asta e, probabil au fost mai sensibil. Și o padoană mi-a murit, am avut 4 padoane, mai sunt 3. Și un pitic, în rest nimic. Adică au fost foarte rezistenți și sper să fie cât mai rezistenți posibil. Mai am unul care stă foarte blăgit și nu știu, nu-mi place cum se prezintă. Ăsta care e super frumos, are un moț extraordinar și cred că nu e frezat, nu. Dar e foarte frumos și bărbiță leacă, nu-mi place cum stă, deși are în gușă. Se simte că are în gușă, dar e foarte molatic. În rest, majoritatea zvioi, mai am câțiva de italiană, vreo 2-3 mai mari, aduși atunci 2. 3, nu mai știu exact, de la Răzvan. Restul scoși toți, absolut toți la mine. Ceabu, uitați-l acolo în spate. Vedeți că nu e mare diferență între ăștia care au 10-12 zile. Câte zile au stat, că vă spun exact, 11-12 zile, aproape 11-12 zile. Avem aici unul de Vorwerk. Mamă, ce zgomot face vecinul cu ceva, nu știu exact, se aude. Unul de Vorwerk aici, foarte frumușel. Bine, sunt mai mulți de Vorwerk. Uite acolo, 1, 2, 3... Cred că se văd, 1, 2, 3, uite, italiană, pitici, ceva foarte simpatici, care extrem de drăguți mi-au dat, frezați albi, deci mi-a dat din găina aia albă mare, moțat, bărbos, încălțat și frezat, dar mi-a dat unul
Stai să vi-l arăt dacă-l văd. Uite și de cu ochii închină. Uite-l pe ăsta. Uite-l pe ăsta, vi l-am mai arătat. Bulgăraș, frezat. Ăștia sunt ceva mai mari ca și talie. Nu sunt chiar pitici-pitici, medii, așa, între. Puțin mai mari decât pitici. Uite, și frezat pitic-pitic. Mi-a dat un moț. Foarte simpatici, interesanți, pui tare. Și are și 5 degete, acum văd, are 5 degete. Da, vorver, pitici, hamburg aici, unul. Da, care mai de care. Tot fel de puișori. Ăsta nu-mi place cum stă, dar na, sper să fie ok. Prin spate pe acolo, uite iar de vorberg. Cam ăștia. Ce n-am scos deloc în seria asta a fost de la bres. Niciun pui de la bres nu mi-am scos, pentru că nici n-am avut multe ouă. Când le-am pus peste atunci aveam foarte puține ouă de la bres. A dorit cineva, i-am dat vreo 20 de ouă și eu nu mi-am mai pus. Dar mi-am pus acum, în următoarele serii, am pus cred că vreo 10, că am mai pus seria următoare. Deci am pus câte vreo 50-60 de ouă. Am mai scos vreo 10, sunt undeva la vreo până în 50 de ouă, 45-47 de ouă, nici nu le-am mai numărat. O să mergem la incubator și vă voi arăta. Cam ăștia sunt puișoare, deci îi mai las măcar vreo o săptămână sau două. Oricum afară se încălzește, în momentul în care vor fi afară minim 25 de grade, poate le pun acolo un bec, dar e bine, vedem. La incubator am aici cam plin. V-am spus, am mai pus o serie. Cea de sus, bine, am pus și sus și aici, nu îl pusese în plin, am mai pus vreo 60 de ouă, nu mai știu exact. Astea toate de sus, undeva la, câte au mai rămas? 50, cred, 2, 4, 6, 7, în jur la 50 de ouă, după ce l-am scos de la verificat. Am mai adus ceva, vreo 10 de la Răzvan, adusesem de Cochinchina și de italiană. M-am mai adus încă vreo 5, cred, vreo 15, deci au fost de la el și am mai scos de Cochinchina, am scos vreo, cred că jumătate care nu era ok. Le scosesc, uite, Cochinchina pitic, chiar aici, unul, Cochinchina pitic, da, ăla italian, italiană, deci mai am câteva de italian și de Cochinchina pitic de la Răzvan. Și între timp eu am mai adunat ceva ouă și m-am gândit că, băi, nu mai pun altă serie. Dar au 3 zile, nu 3 zile, 2 zile, de seară ar trebui să pornesc și partea aceasta. Adică va fi diferență de aproximativ 10 zile între seriile acestea două. Astea încă nu sunt verificate, vă dați seama, au aproape 3 zile de când le-am pus, dar nu este nicio problemă. Deci o să dau drumul separat. Și în momentul când o să înceapă puișorii ăștia să iasă, îi voi pune în incubatorul puișor, în cel mic puișor nou, se lasă iasă acolo și pe astea să meargă în continuare, să fie totul în regulă. Și deci ar fi a treia serie și a patra serie. Deci din acestea 50, să zicem, nu 50, sunt 55 pe rând, sunt vreo 47 din ce văd eu. Dacă scot undeva la 35 de pui, eu sunt mulțumit, și de aici la fel 35 până 40 de pui, să mai scot câte 35-40 pe fiecare serie, eu sunt extrem de mulțumit. Pentru că n-am pus, imaginați-vă, n-am pus 100 și odată. Deci sunt până în 50, până în 50. Deci nu sunt pline toate. Și dedesubt aici am făcut așa ca un experiment. Am băgat într-o... Uitați așa să scot asta. Tăviță. Vreo până în 40 de ouă de prepelițe pe care le mai învârt așa odată în zi, nici de două ori. Pur și simplu. Așa le-am învârtit... Ele pot fi învârte și de mai multe ori, cred că na. Dar le-am lăsat așa, nu le-am verificat. O să iasă în același timp cu cele de sus, cu ouăle de sus. Observați că ăsta merge, umidificatorul, incubatorul merge ok, fără probleme, ventilează, nu mai am probleme la el. Deci un incubator performant MIP 110, de la 110 ouă, că în cap 55 pe o placă de genul ăsta, gen. Și ăsta este, funcționează foarte bine acum, fără probleme, și mă bucur. Na, am avut atunci problema aia că nu mi-am dat seama la început pe parcurs că s-a defectat și na. Cam asta ar fi cu incubatorul și cu următoarele serii pe care le-am pus. O să iasă la mică diferență, deja la o lună pot să-i bag împreună, că diferența de 10 zile n-ar fi o problemă. Le-am făcut și primul și al doilea vaccin la pui, am făcut două vaccine la puișorii din maternitate de acum.
Și mi-am mai cumpărat, mai am încă 3-4 vaccine și primul vaccin și am pus oricum poze pe pagina mea de Facebook. Deci urmăriți-mă acolo când am luat vaccinele, când mai fac un alta, postez câte o poză pe Facebook sau un filmuleț. Așa că urmăriți-mă și acolo. Cam atât ar fi cu acest mic videoclip update. Dacă v-a plăcut, cam atât. Nu știu ce să vă mai zic. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!